moștenirea nemuritoare. Mulțumim Tatălui care ne-a învrednicit să avem parte de moștenirea sfinților în lumină. Coloseni, capitolul 1, versetul 12. Prețul răscumpărării a fost plătit și este posibil pentru toți să vină la Dumnezeu și printr-o viață de ascultare să obțină viața veșnică. Cât de trist este atunci faptul că oamenii întorc spatele moștenirii nemuritoare și trăiesc pentru satisfacerea mândriei, pentru egoism, etalare și pierd binecuvântarea pe care ar putea să o aibă atât în viața aceasta cât și în viața viitoare. Ei ar putea intra în palatele cerului și se pot întovărăși pe termen de libertate și egalitate cu Hristos, cu îngerii sfinți și cu prinții lui Dumnezeu. Și totuși, deși pare incredibil, ei se îndepărtează de la atracțiile cerești. Creatorul tuturor lumilor intenționează să iubească pe toți cei care cred în singurul lui Fiu ca mântuitor al lor personal, tot așa cum îl iubește pe Fiul Său. Chiar aici și acum favoarea Harului Său este revărsată asupra noastră în această măsură uimitoare. El le-a dat oamenilor darul luminii și maestății cerului și odată cu el a revărsat toate comorile cerului. Pe cât de mult ne-a promis pentru viața ce vine, el ne oferă pe deasupra daruri princiare în viața aceasta și ca supuși ai Harului Său dorește să ne bucurăm de tot ceea ce va înnobila, dezvolta și înălța caracterele noastre. Planul lui este de a ne face corespunzători pentru curțile de sus. Dar Satana se luptă pentru sufletele oamenilor. El nu vrea ca ei să prindă vreo întrezărire a cinstei viitoare, a slavei veșnice pregătită pentru cei care vor locui în cer sau să trăiască experiența ce dă o pregustare a fericirii cerului. Cei care îl primesc pe Hristos ca mântuitor al lor au făgăduința acestei vieți și a celei viitoare. Cel mai smerit ucenic al lui Hristos poate deveni un locuitor al cerului, un moștenitor al lui Dumnezeu la o moștenire nestricăcioasă și nepieritoare. O, dacă fiecare ar alege darul ceresc ca să devină moștenitor al lui Dumnezeu la acea moștenire, al cărui titlu este asigurat pentru totdeauna. O, nu alegeți lumea, ci o moștenire mai bună. Alergați, grăbiți-vă spre ținta premiului înaltei voastre chemări în Hristos, Iisus. Amin.